Conducerea Asociației Comunelor din România, filiala Maramureș, a ținut să sublinieze că Comuna Groș face parte din unitățile administrativ-teritoriale din județ care pot fi considerate drept etalon. O parte din proiectele care s-au bucurat de un mare succes au fost prezentate și restul edililor din județ, în cadrul unei noi întâlniri menite să ducă la dezvoltarea administrației locale. Astăzi, la Comuna Groș, avem un nou exemplu de bune practici și ne bucurăm că această comună, care practic din 2010 a început procesul de modernizare prin activitatea de audit public intern, la care încă de atunci a fost partener printre primii colegi ca și comună, și iată că astăzi ne întâlnim aici o bună parte din administrația județului Maramureș pentru a vedea exemple de bune practici. Felicitări întregii echipe a Comunei Groș, felicitări domnului primar, felicitări tuturor celor care s-au implicat în procesul de modernizare a administrației. Un exemplu de bune practici în Comuna Groș este reprezentat de sistemul de supraveghere video. În acest fel, autoritățile locale au luat măsuri pentru a reduce numărul de accidente rutiere prin monitorizarea circulației. În primul rând, Comuna Groș se remarcă prin mai multe realizări, ultima de acest fel fiind monitorizarea video a întregii comune, a tuturor localităților aferente, o monitorizare foarte performantă, inclusiv de identificare a tuturor mijloacelor auto care intră sau ies din comuna noastră. Acest lucru se face cu scopul de a reduce infracționalitatea, de a reduce depunerile de deșeuri necontrolate de pe raza Comunei Groș și, bineînțeles, pentru a disciplina cetățenii în ceea ce privește curățenia în întreaga comună. O altă reușită în cadrul comunei o reprezintă reabilitarea grădiniței din satul Nou de Jos. Aici numărul copiilor a crescut considerabil, odată ce clădirea a fost modernizată atât în interior cât și în exterior. Acum 3 ani de zile, în grădinița de la satul Nou de Jos funcționau 7 copii. Iar la ora actuală avem peste 80 de copii care desfășoară activitatea în această școală. Primarul a ținut să precizeze că și școala din Groș se bucură de o mare adresabilitate. Inclusiv elevi din Baia Mare vin să studieze aici, iar solicitările venite din partea familiilor din municipiul reședință de județ sunt tot mai multe.